Mamă cum e. N-aș da ceva. N-am mâncat niciodată. Dacă respecti țeta și nu ți-ai trimit ingredientele la tine în bucătărie. Wow. Divin e puțin spus. Normal, e săptămâna vinetelor. Fac rețete cu vinete. O nebunie. De data aceasta vreau să-ți arăt o variantă de, să-i spunem, pizza cu vinete. Dacă pot să-i spun așa. Hai, în cele ce urmează, asta facem. Ingredientele cele mai și le găsești acolo jos în descriere. Acum, hai să mă apuc de gătit minunăția asta de rețetă. O rețetă simplă, rapidă și fără transpirații. Căci da, e o căldură afară de numai. Iar vinetele sunt în plin sezon. Acum sunt cele mai bune pentru consum. Acum semințele nu s-au format, iar salata de vinete va ieși splendidă, nu alta. Și apropo, dacă vrei să vezi salata de vinete, e bine o găsești aici sus la recomandări. Ți-o las. După acest video poți să te uiți și să vezi exact cum se face salata de vinete cu maioneză și ceapă. Hai să gătesc, că tare mi-era dor să vorbesc cu voi. Hai să gătim. Prima etapă. Mă ocup de vinete. Iau frumos cuțitul, le îndepărtez codița, dau deoparte și am să le filiez. N-am să folosesc capetele astea, dar în schimb pot să le pun la o mâncărică delicioasă. Mai exact, o mâncărică cu vinete. Nemaipomenit de gustoasă, pe care ți-o las la final sau sub acest video ca să ai cu ce te delecta. O nebunie de rețetă, nu alta. O pun aici deocamdată și tai feliile undeva la, să zic, 1 cm grosime. Nu mai mult, nu mai puțin. Uite așa. Și mă ocup de toate vinetele în felul acesta. Am să zic undeva la aproape 1 kg de vinete. Dacă îți place așa de mult ceea ce vezi, e bine, poți folosi mai multe. Și iată ce spuneam, direct din inima acestei vinete, uite și tu ce semințe mici. Semințele acum sunt moi, iar aceste vinete sunt nemaipomenite la salata de vinete. Așa că, de ce să nu profiți de ele cât se poate? Dragi pofticioși, iată metoda mea. Și când spun metoda mea, e bine, metoda aceasta funcționează cel mai bine pentru mine. Dacă dorești, poți face ușor diferit. Mai exact, să pui aceste vinete în apă cu sare, să le lași vreo 15-20 minute să scap de amăreala din ele, după care, dacă dorești, le tragi la tigaie sau, dacă nu, pui direct ceea ce trebuie peste ele și le dai la cuptor. E bine, eu, profitând de prospețimea acestor vinete, am să le trag la tigaie. Am să le sigilez. Și după cum vezi, tigaia nu prezintă niciun gram de ulei. Da, asta vreau să fac. Să trag la tigaie, fără ulei, fără nimic, aceste vinete. Așa că le pun aici, uite așa, și le fac față. Iar după stai lângă mine și să vezi cât de simplu se face această rețetă. Ia uite tu aici cum arată. Asta urmărești să obții. Să fie ușor rumenie, o întorci pe partea cealaltă și îi faci față și acolo. Uite aici. Și așa procedez cu fiecare în parte. În felul acesta scap și de excesul de umezeală. Hai, imediat ce le-am gata, am să-ți arăt ce urmează să fac. Acum, hai să mă apuc de carne. Și am aici jumătate de kilogram de carne de vită. Uite așa, dată prin mașină, tocată mărunt, peste care am să pun, să zic, undeva la jumătate de linguriță de piper proaspăt râșnit, pun aici, și o linguriță rasă de sare. Uite așa, perfect. Bun, acum iau frumos și amestec bine. Și asta e tot ce trebuie să faci la această cărniță. Nimic altceva. Sare și piper. Atât. Ei, și o amesteci bine, să ajungă din sare și din piper peste tot, pe fiecare bucățică, granulică de carne. Dacă dorești, poți folosi și carne de porc, chiar și carne de pui, sau amestec din ce dorești tu. Gata cu carnea. Nu rămâne altceva de făcut decât să aduc vinetele. Ia că te dragilor, vinetele trase la tigaie arată exact cum așteptam. Uite așa. Nu trebuie să le faci nimic special decât asta. Acum, le dau puțin deoparte, aduc lângă mine și cărnița, o pun aici, tava de cuptor, o pun și pasta aici, pun peste o hârtie de copt, perfect, iau frumos vinetele și le pun, uite așa, le așez să încapă toate, perfect. Astea trei am să le pun separat, dar deocamdată ne focusăm doar pe tăvița aceasta. Acum am să iau din carne și am să o întind bine pe vânăt. Exact în genul acesta, să fie acoperită toată vânăta. Următoarea, să zic ca 5 mm de carne, sau mai bine spus vreo 50-60 grame de carne pe fiecare felie de vânătă. Eu am spus pizza cu vinete, dar voi sunteți liberi să-i spuneți cum doriți voi. După cum ai văzut, nu i-am mai pus sare, nu i-am mai pus piper, pentru că am pus în carne.
Hai, continui și cu restul și ne vedem de grabă. Și iată-le, dragilor. Acum iau aceste minunății, le duc la cuptor pentru 7 minute, la 200 de grade cu căldură de sus. Iar după 7 minute le scot de la cuptor și am să-ți arăt ce le fac. Hai, revin de grabă. A few moments later. 7 minute la cuptor și așa arată. Priviți și voi aici cât de bine s-au făcut. Și acum, dragi pocticios, am să vă vând un pont. Dacă vedeți că s-a adunat lichid de la vinete și carne, ei bine, n-aveți decât să-l scurgeți. Și în felul acesta, totul e ok. Acum, iată ce am să fac. Am să iau frumos felii de roșii și am să pun peste. Câte 3 feliuțe pe fiecare. În genul ăsta. E o mâncărică simplă, o gustare simplă. Se face foarte rapid, nu trebuie să stai foarte mult în bucătărie și nu te înferbânți. Asta e clar. Acum, puțină sare. Puțin piper, proaspăt trâșnit. Tot pentru roșuțe. Un pic de oregano sau busuioc, ce dorești ai apoi. Eu am oregano, am să pun oregano. Roșiile cu oregano merg foarte bine. Și acum, brânză maturată. Am aici puțin cheddar. Pun așa peste. Ai putea folosi și mozzarella, însă eu îți recomand să folosești o brânză mai tare, maturată, ca să nu lase foarte multă zeamă, foarte mult zer, să umezim și mai tare vinetele cu cărnița. Una a rămas descoperită, dar nu e nicio problemă că am să pun următoarea brânză. Și acum parmezan. Parmezan ras, frumos, pe deasupra. Uite așa. Acum vine aroma, gustul și tot ce trebuie. Pune să fie, pui după gustul tău. Acum, normal că te-ai prins. Continuăm coacerea. Încă 5-7 minute la cuptor. 200 de grade, căldură de sus, mai exact gratinare. Hai, ne vedem de îndată. Și gata, frumoșilor, priviți și voi aici ce bine arată această pizza pe vinete. Da, așa pot să-i spun pentru că, până la urmă, cam asta e. Nu știu de unde provine, Italia, Turcia, România, n-are importanță, dar mie îmi place. Și priviți și voi aici. Ce bine arată! Hai să pregătim de degustare, că sincer să vă zic, n-are sens să vă zic că îmi plouă în gură. Hai să mâncăm, că tare ne place, iar vinetele în sezon sunt nemaipomenite. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie, uitați-vă aici ce minunăție degustare am făcut eu aici. Da, aș putea spune că este aperitivul perfect, nu alta. Un fel de pizza pe vinete. Da, dragi porticioși, e momentul să degust, să vă spun și vouă cum a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Dar tare îmi spune mie intuiția că nu salivezi degeaba. Hai să vedem cum a ieșit. Uite așa, am să o tai pe din două. Și priviți și voi aici cu cărniță, cu brânză cheddar, parmezan, roșii, ce mai vrei, domnule. Și o iau așa toată că se cere toată. Hai. Wow. Wow. Așa ceva n-am mâncat niciodată. Dragii mei pofticioși, divin e puțin spus. Mamă cum e. Carnea asta tocată de vită, cu sare și piper, că doar atât i-am pus, cu parmezan, cu brânză cheddar, cu roșii coapte la cuptor, cu vinetele astea mai întâi trase la tigaie și apoi puse la cuptor. Ce să mai, domne? E fantastic de gustos, nu alta. Wow, asta da o rețetă perfectă, nu glumă. Mamă cum e, mamă cum e. Dragilor, vă invit să faceți rețeta aceasta. Vă invit măcar să o testați o singură dată, iar dacă nu o să o băgați pe lista dumneavoastră de preferate, ei bine, pe mine să dați vina. Așa că până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri mereu pozitivos cu gândul la aceste vinete. Și da, îl iau pe Constantin ca de obicei și mă duc în colțul meu să savurez minunea asta de rețetă. Te-am pupat, te îmbrățișez, ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Pa, pa și toate cele bune!